Bună dimineața! Vezi că-i scat jos! Te iubesc! Alexian, că doarme, ceasul e 9:01. Trebuie să mă duc acum să-i aduc medicamentul, să o trezesc. Să-i dau medicamentul. Așa doarme ea. În dimineața asta le-am făcut un nou. Câteva roșii, o feliuță de brânză topită și Adelina are o jumătate de feliuță de pâine cu pateu, pateu din ăla vegetal cu mărar, și Alexia are o felie întreagă, că ea mănâncă mai mult. În dimineața asta nu prea am avut multe posibilități să aleg, pentru că da, frigiderul e cam gol, e sâmbătă și de obicei noi sâmbătă mergem la cumpărături, așa că astăzi vom merge la cumpărături. Ți-e fobică tare? Frumoasa mea! Ia și papă! Am început să scriu crizele Alexei. Te rog frumos, mă leși, asta e important, carnețelul ăsta, înțelegi? Da! Da! De pe 15, 16, 17 și astăzi suntem în 18. Aici am scris intervalul între ora între 12 noaptea, 6 dimineața, 6 dimineața, 12 la amiază, 12, 6 și 6, 12. Vedeți că în intervalul ăsta nu am știut exact, pentru că a fost la grădiniță. A fost la grădiniță și după ce a venit acasă nu a făcut. Noaptea face 2. După și seara, între 6 și 12. Trebuie să scriu că a făcut azi noapte 2. Trebuie să le scriu aici. Fetele mele se joacă. Doamne. Se joacă frumos. Doamne! Iar eu fac un pic de curățenie în baie. Nu fac cine știe ce, așa. Praful și să șterg un pic pe aici. Am venit de la magazin și acum vreau să vă arăt ce am cumpărat, după cum vedeți la mine aici. Le-am pus pe toate așa, pe dulap, pe masă, ca să vă arăt. De unde să încep? O să încep din capătul ăsta. Astea sunt produse non-alimentare. Odorizante pentru toaletă. Din Lidl am luat toate astea. Am luat o cutie de Calgon. Vreau să pun la mașina de spălat. 8 euro a costat asta, parcă, mi-aduc aminte. Are 46 de spălări. Așa. Am luat un pachet din ăsta de șervețele de bucătărie. Am mai luat o cutie de Vanish. Asta au fost 2 euro și ceva, parcă. Cât are? Are 1 kg 100. Am luat un detergent de vase, un Lenor, un pachet de absorbante. Am luat un pachet din ăsta de suc cu pai.
10 bucăți cu măr și cereșe, iaurturi, o mânca Cosmin 1, cu căpșuni afine și mure, o varză. Am primit comentariu că am spus eu într-un vlog că fac salată de varză cu această varză și am primit comentariu că nu este varză, este salată, nu mai știu cum. Nu, asta e varză chinezească sau salată chinezească, așa se numește. O caserolă din asta cu legume pentru supă, câteva mandarine, un pepene roșu, o brutadelina, dar cu siguranță nu-i bun, e din ăla nașpa. 800 de grame de carne tocată, porc uvit amestecat, iar aici am luat două caserole de piept de pui, am vrut să iau doar una, dar eu am luat o caserolă, Cosmin a luat încă una și n-am văzut, așa că o să le bagă în congelator. Nu-i problemă. Am luat un pui, 1,3 kg are, 3,92 € văd că am dat pe el, ardei, 3 ardei, o pungă de parmezan, cașcaval ras, aici am luat o pungă de migdale, mărunțite așa, tăiate mai mărunt, îmi plac foarte mult migdalele mie. Am luat un sos siciliana, mai fac paste, o sticlă de ulei, roșii pasate, aici am luat brânză topită, cuburi, asta nu știu, cred că e budincă, cu ciocolată, cu aluni, le mai dau la fete așa câteodată, desert, cârnăciori cu cașcaval, îi cu cașcaval și ardei. Îi place lui Alexia, îi mai pun la grădiniță. Am mai luat doi cârnați așa, cabanoși, o bucată de șuncă de porc. O punem la sandwich-uri asta. Parcă ar fi șunca fumată. Un pachet de zahăr vanilat, drojdie uscată, o cutie de mini mozzarella îi pun lui Alexia la grădiniță, mere, cred că 2 kg de mere, aici copănele de pui, două caserole, iar aici am două pungi de cartofi, 2,5 kg punga, 5 kg de cartofi, struguri, cât are asta? 1 kg de struguri, 2 borcane de măslini negri fără sâmburi, o cutie de pește pane, eu tot așa îi pun lui Alexia la grădiniță dimineața, o sticlă de Fanta, o sticlă de cola, 2 pungi de chipsuri, mai mâncăm seara, roșii sherry, 500 de grame, 2 cocaje de ouă, mărimea S, 2 kg de morcov, banane, multe banane, aici am 4 cutiuțe de smântână, aici am luat 2 cutii din astea de piure de fructe, cred că așa se cheamă, ăsta e cu căpșuni și ăsta cu banane, așa, lămâi, mai facem limonadă sau ceai. Aici am luat niște brânză pentru Alexia la grădiniță. Îi pun așa câte o rotiță de asta de brânză. E foarte interesant așa. Pâine din asta de băgat la cuptor. Aici nu prea se vede bine că e geamul și de asta nu prea se vede. Din asta de băgat la cuptor. Aici un iaurt. Un iaurt cu 3,5% grăsimi. Și două baghete de pâine și un castravete. Și astea le-am luat din Lidl. Apoi am intrat Cosmin la magazinul rusesc și-a luat o pungă de fasole albă. Vreau să fac fasole cu costiță din asta afumată astăzi. Și am mai luat 3 cutii din asta de vată pe băț. Dar numai că este vată la cutie.
Și pateul Mandi, original, o găsit de data asta. Foarte bun ăsta. Și atât am cumpărat astăzi. Să-l mănânci așa. Stai, mama. Adu farfurii. Da? Adu craston. Da? Dar cu ce e cana? Adu un craston, să-ți spun. Stai să aducem o farfurii, da? M-am apucat de mâncare, am pus fasolele în fiert, aproape fiert, fiert pe jumătate, așa. Am pus și costița aia la fiert să fac ciorbă. Am să fac o ciorbă cu afumător și fasole cu ciolana fruntă. Cu costiță. Imediat trebuie să dau carnea la fasole. Am tot cazar sabatul. Am să împart jumătate până în ciorbă, jumătate în fasole. Azi e sâmbătă și fac pentru mâine. Mâine duminică nu vreau să mai fac mâncare și am să fac și pentru mâine. Ceasul e 4. O trec cu ziua de astăzi. Am fost la cumpărături, am făcut curățenie în baie. Am mai spălat vasele pe aici și o trecut. Termin și eu mâncarea, după aia trebuie să fac iar și ordine. Trebuie să fac baie la fete. Gata, aici am pus carnea și aici fasolea. Și carnea. Aici am tăiat zarzavat, ardei, roșu, galben, țelenă, morcov, ceapă, praz. Și atât. Pătrunjelul și leușteanul le pun la urmă. Cosmin cu Alexia dorm și s-a trezit Alexia și a făcut o criză și vine Adelina la mine și îmi spune că mami, mami, hai, Alechize, Alechize. Că nu văd că vine și îmi spune, vine la mine, hai, mami, hai, Alechize. Știi, și ea sărăcuță. Mâncarea e pe foc. Am pus tot ce trebuie trânsa. Las fiarbă la urmă. În ciorbă adaug
fidea, borșu și un pic de sare dacă mai trebuie și în fasole la fel, la final dacă gust și dacă mai trebuie sare mai adaug. A, și pătrunjelul și leuștean. Am terminat mâncarea. Așa arată fasolea. Eu cred că fasolea o să mănâncă. Miroase prea bine. Și aici ciorba. Ai pus șampon în cadă? Alina, ce alim găsire! Ce faci acolo? Titele! Ai spumă? Titele! Vai! Căci! Pleci, Didi. Plecăm, pa? Da. Da? După ce ai făcut baie? Eu, n-ai făcut baie? Da. Bă, da, ai făcut. Alexia? Ali? Nu, pati. Filmezi fetele. Bună dimineața! Aseară n-am mai reușit să închei vlogul după ce i-am făcut baie lui Adelina. O sunat un unchi de-al meu să ne ducem până la el și cum ne-o mai chema de câteva ori și nu ne-am dus, am spus că hai să mergem, dar n-am stat mult. Ne-am dus la 6:30 și am stat până la 9 și ceva, parcă. Și am mâncat acolo, am băut un paharel de vin. Eu acum m-am trezit. Da. Eu acum m-am trezit. Da. Eu acum m-am trezit. Și n-am mai reușit să închei vlogul. Am ajuns pe la 9 și ceva 10 acasă. Și m-am gândit să-l închei acum și să vă arăt ce produse pentru față folosesc eu. Ce produse pentru curățarea feței. Da. A. Mă lași să arăt? Mami. Da? Vrei să spăl piliuț? Da. Hai. Înainte foloseam acesta de la Neutrogena cu curcuma. Mai este un pic în el, după cum vedeți, l-am folosit, dar... Eu am probleme cu coșurile, așa că mi-am luat acesta din DM, tot de la Neutrogena, doar că scrie aici anticoșuri. Și îl folosesc, descriu până aici, îl folosesc de ceva timp, de 2 săptămâni, cred că, nu știu. Și trebuie să pun doar 2 pompițe din astea și mă spăl pe față cu el în fiecare zi. Eu mă spăl și dimineața și seara. Și ăsta e primul pas, cu 2 pompițe din astea. Fac așa în mână. Și după aia îl pun pe față. Și mă spăl. Ce spală, mătii? Să spală mami pe față? Da, nu să spălăm și mami. Și cu ocazia asta închei și vlogul. Pa, la să mă puțin miroate. Și ăsta, după cum am văzut, e destul de bun. Acate. Curăță fața.
Oricum, după ce-l termin, o să încerc altceva. Sunt mai vreau să încerc mai multe. Așa, după ce l-am pus așa pe față, mă spăl. Mă spăl. Mă spăl. Mă spăl. Mă spăl. Mă șterg. Mă spăl. Mă spăl. Vrei și tu? Nu pentru tine. Mă spăl. Mă spăl. Nu pentru tine. Mă spăl. Mă spăl. Încerc să nu mă șterg foarte așa, mai mult tamponez. Pune-te-mă. Pune-te-mă. Fața. Pune-mă. Să mă înroșesc atare. După ce m-am spălat cu gelul acela, folosesc masca asta, tot de la Neutrogena, doar cred că se vede invers, că filmez cu camera de pe față. Tot anticoșuri, e 2 în 1. Mască și tot așa de curățare. E așa albă, o pun pe față. Cam greu, poate, Elena? Da, nu mă dau. Aici m-am înroșit, așa mă înroșesc eu uneori. Nu-i din cauza gelului. Nu, mai găsesc ei. Da. Și înainte să folosesc gelul, mă înroșeam așa? Da, mi-ai. Pun pe față, după aia întind așa peste tot. O las să usuce după aia. După ce se usucă, mă spăl. Trebuie să mă uit în oglindă, că nu pot să mă uit în telefon. Sper să nu vă speriați din mine. Că am spus să vă mai arăt ceva nou. Nou. Să mă dau un pic și pe aici. Nu te pici, măi. Am așa un strat subțire. Trebuie să dăm. Nu foarte gros. Și acum o las să se usuce. Durează câteva minute, minut două, nu durează foarte mult. După aia mă spăl. Da, până la zi. Fantomă. Îți place de mami? Nu-ți place? Nu. Nu? Nu. Îți place de mami? Nu. Nu-i place de mine. Nu-s frumoasă? Nu, moace. Nu-s frumoasă? Nu. Nu? Vrei să mă spăl pe față? Nu. Să nu mă spăl? Nu. Să mă spăl? Nu. Nimic, e nu. Nu-s frumoasă? Nu. S-a uscat, nu se mai lipește deloc de față. E așa... uscat. E uscat. Acum mă spăl cu apă. Mi-am udat și părul. Se duce foarte greu, adică trebuie să te speli mult. Mult. Și cam asta este. Bine, masca asta trebuie să o folosesc o dată pe săptămână, nu în fiecare zi. Masca care am pus-o acum, asta albă. Nu o folosim în fiecare zi, o dată pe săptămână. Asta o folosesc o dată pe săptămână, iar gelul îl folosesc de două ori pe zi. Și cam asta fac. Iar, tot așa, o dată pe săptămână îmi mai pun masca asta pentru puncte negri. Nu cred că se vede mare lucru. Da, tot o dată pe săptămână, dar asta de obicei seara. Între timp am schimbat-o și pe Adelina. De haine. Cam atât a fost pe astăzi. Cam atât în acest filmuleț. Noi vă mulțumim pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Pa! Pa! Pa!